știu. Dar mai întâi o să mergem în copilăria Mădălinei Țurcan. Din poveste, copilăria mea și bate la ferestre cu fulgușor de nea. Ia spune că eu pe toți îi întreb, câți ani ai? 9. Tu ai cântat despre copilărie. Cum crezi tu, cât durează copilăria? Când începe, la câți ani? Și când se termină? Eu cred că se începe la 2-3 ani și se termină la 10. La 10. Deci tu mai ai un an de copilărie. Și după asta ce începe? Ia spune, ce faci? Viața de adolescent. De adolescentă. Și care crezi că e mai frumoasă? Viața de până la 2 ani? De până la 10 ani? Sau de adolescentă? De adolescent. A, pentru că o aștepți. Te-ai săturat de copilărie? Nu. Nu? Atunci de ce te grăbești atât de mult? Ia zi, ce-ți place ție în copilărie, dacă tot mai ai un an de petrecut în ea? Să mă joc cu jucăriile, Da. Să mănânc bomboane. Minunat, și mie îmi place să mănânc bomboane, apropo. Să înțeleg că îți place și să cânți. Da, desigur. Ok, astăzi ce ne vei cânta? Eu vă voi cânta despre mama. Despre mama. Ce înseamnă mama pentru tine? Mama pentru mine este totul. Iubire și grijă. Și grijă. Cum o cheamă pe mama ta? Pe mama mea o cheamă Maria. Maria, ia zi, mama Maria, eu te iubesc. Mama Maria, eu te iubesc. Fugi și cântă scena, ți-a părțit. Când mi-e